România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știu că mulți dintre voi trăiesc acum o stare de liniște, dacă vreți. Boala asta nenorocită din ultimii ani este în scădere în această parte de lume și cred, adică suntem siguri mai mulți dintre noi că vom avea o vară liniștită. Eu nu vreau să stârnesc angoasele, anxietățile, temerile nimănui. Astăzi, cred că după un an și jumătate de convulsii ale societății, lumea vrea să se desprindă de acest subiect. Doar că este de datoria mea, ca din când în când, să vă trag de mânecă și să vă spun câteva lucruri importante care ne pot afecta ca societate, ne pot afecta comunitatea și buna viață începând din toamna asta. Cred că în România campania de vaccinare se apropie de un eșec. Nu s-au vaccinat nici măcar 30% dintre români, iar diversele obiective numite de guvern nu au fost atinse. Nu s-au vaccinat 5 milioane de persoane până la 1 iunie și nu cred că o vor face nici până la 1 iulie. Procentele sunt din ce în ce mai mici și asta ne arată că s-a atins limita bazinului celor care vor să se vaccineze. Limitele astea seamănă foarte bine cu ce ne arată și sondajele. 30% foarte doritori, 40% nehotărâți și 30% cei care se opun. Evident, așa e construită lumea, așa e construită societatea. Doctorul Gheorghiță a anunțat ieri că activitatea mai multor centre de vaccinare va fi reevaluată, adică mai pe șleau unele se vor închide, altele își vor diminua capacitatea, vor lucra mai puține ore. România a ajuns și la coada țărilor europene ca număr al vaccinării, dar este în situația ciudată de a avea un excedent de doze, numai ce au mai intrat 1 milion în țară la noi. Și se pare că în curând vom fi nevoiți să dăm o parte din dozele astea către alte state care realmente au nevoie. Suntem pe cale să ratăm, și asta trebuie să spunem, suntem pe cale să ratăm o oportunitate istorică. Și anume, faptul că facem parte dintr-un mecanism important ne-a dat șansa rezolvării unei probleme înaintea altora. Dar am ajuns în situația unor state care nu au această posibilitate, state care sunt lăsate în afara mecanismelor geopolitice complicate. Și de asta zic, deciziile istorice ni le mai facem și singuri, asta e viața. Și așa ne plângem mereu că ne fac și ne dreg alții. Ne-au băgat cu forța în Uniunea Europeană, ne-au dat vaccinuri, ne dau bani, noi nu prea am vrut, sau mă rog, o parte dintre noi. Există însă un pericol în această chestiune, o să ne întrebăm astăzi, o să mă întrebați, adică care e pericolul? Boala e la cel mai mic nivel și boala pare că dispare așa, lumea e liberă, vin marele festivaluri, restricții mai puține. Hai să vedem care e pericolul. O analiză publicată de revista Forbes, pe baza datelor a 5 experți americani în sănătate publică și imunologie, spune că imunitatea de turmă nu va fi atinsă în niciunul dintre statele lumii. Pentru că unele state nu au destule vaccinuri, iar cele care le au se izbesc de opoziție din partea locuitorilor. Povestea asta nu e doar la noi. Drept urmare, virusul va sta aici și va face probleme cât mai mari sau mai mici, depinde de mecanismele de cooperare dintre state. Săptămâna trecută am difuzat un interviu cu unul dintre românii care a lucrat la vaccinul Johnson & Johnson. Adriana Petri spune că, fără vaccinare, în timp, virusul va suferi mutații care vor face vaccinul ineficient, adică îi va afecta virusul acesta și pe cei care deja sunt vaccinați. Vedeți că asta se întâmplă în unele locuri, în Marea Britanie, de exemplu. Așa că s-ar putea să fim foarte multă vreme la T0, să fim ca într-o buclă, să o luăm mereu de la capăt și atunci va fi o luptă individuală pe care o vom duce după posibilități. Dar poate că ne speriem prea tare. Poate că ceea ce vă zic eu aici e o viziune personală, foarte pragmatică, uneori cinică, legată de modul în care funcționează societatea noastră.
Sunt orașe unde vaccinarea în România a ajuns la 40%, poate 50%. Mesajele și-au atins scopul. În marile aglomerări urbane, cei care trăim aici suntem mai feriți. Iar oricum, la țară, depopularea este, sau în țară, de fapt, depopularea este masivă. Mai puneți și românii care sunt plecați în afară și care schimbă procentele astea. De fapt, s-ar putea să fim ceva mai bine decât credem în realitate. Și încă nu am mers cu caravane, n-am făcut mare lucru în zonele rurale. Nu am mers cu vaccinarea la sate, acolo unde oamenilor le este mai greu, nu-i așa? Nu pot să văd însă că există și o insistență majoră de a comunica cu politicieni și funcționari, adică oamenii în care avem cea mai puțină încredere în țara asta, nu? Dacă nu-l placi pe domnul Câțu sau pe domnul Iohannis din rațiuni politice, o să-l placi pentru vaccin? Mă rog, nu pot să nu văd că o mare parte din societate este atinsă de diverse teorii, dezbateri, neîncredere și să spunem că mai și culegem toate fructele mâniei pe care le-am plantat în ultimii ani. Dar așa e peste tot. Alții au încercat cu bani. V-am zis mai devreme, înainte de unul, o să revin. Sunt state în America, unele care plătesc din greu să se vaccineze lumea. Sunt alții care, la noi aici, dau mici. Dar și unii care vorbesc de solzi, de exemplu, că alea prim foarte bine. Așadar, la 0372069599, vă întreb așa. Asta să mai dau o dată telefonul, că poate sunt oameni care vor să vorbească întâia dată. 0372069599. Este campania de vaccinare din România un eșec? Sau e un succes, ținând cont de țară? Vreți să ne spuneți cine e vinovat de acest lucru, adică fie de eșec sau de succes? Mai poate fi această campanie impulsionată? Banii, dacă am dat bani, prieteni, s-ar rezolva treaba asta? Haideți să pornim dezbaterea. 0372069599. Simona, tu ești prima, salut! Bună ziua! Din punctul meu de vedere, dacă ne gândim ca și popor, ca și gândire, pot să spun că nu este un eșec, adică chiar ne-am vaccinat mai mult decât mă așteptam. Dacă o luăm prin prisma politicienilor și a ceea ce se dorea, da, este un eșec. Nu sunt de acord să fim stimulați cu bani, nu. Adică conștiința, cred că trebuie să avem fiecare, nu banul să primeze. Dacă vom face chestia asta, s-ar putea să vedem că se vor vaccina o anumită categorie de oameni, cei care de obicei... Acum, nu vreau să jignesc pe nimeni, că nu este menirea mea asta, dar tot cred că dacă vom începe să dăm bani, cred că mulți dintre vecinii mei care sunt consumatori de alcool, se vor vaccina mult mai repede, pentru că vor zice cu banii ăștia îmi iau alcool. Sincer. Tot oameni sunt și sunt printre cei mai expuși, pentru că dacă se duc la cârciumă, și stau nas în nas unii cu alții acolo, ei reprezintă o zonă de risc. Nu știu de ce ar zice, uite, poți să mă judeci, dar m-aș duce la acești piloni de crâșmă prima dată. Și le-aș zice, băieți, dacă vă place băutura și să stați aici, vă rog eu numai cu vaccin. Sincer, eu așa gândesc. Pentru că ei după aceea se duc acasă, îmbolnăvesc pe alții. Este ok, dar eu consider că trebuie să o facem în primul rând pentru noi, pentru copiii noștri, iar cine are copil poate să și-l și vaccineze. Deci ne-am vaccinat amândoi copiii, unul are 15 și unul are 17. Deci am făcut și acest lucru. De ce spuneai deci că e un succes ca să înțeleg până la capăt? Deci, raportat la gândirea pe care o avem noi, la proasta informare, că informarea o are doar o mică parte dintre noi, mulți nu, cum ați zis, la sate, în suburbiile orașelor, nu este informarea. Din punctul ăsta de vedere, cred că suntem vaccinați mai mult decât ne așteptam. Interesant. Da. Te referi aici cumva, dacă nu știți, la un moment dat Daniel David a publicat o hartă, profesorul de la Cluj, a publicat o hartă în revista Curs de Guvernare a concepțiilor noastre culturale și sociale și ele ne puneau în vecinătatea Iranului. Știi că această hartă era împărțită așa pe zone de bogăție și de gândire și a zis, domnule, uite aici, erau niște puncte, noi suntem chiar pe lângă Iran. Ei, multora nu ne-a plăcut, că am zis, bă, da, Iran, acolo, zonele alea, dar nu. Se mai cred, poate greșesc, că cei care au trăit mai mult sub comunism au avut o altă percepție a vaccinului pentru că au fost obligați să se vaccineze de foarte multe ori. Și poporul român a fost învățat că unele lucruri le face doar dacă este obligat.
din păcate. Da, s-ar putea să ai dreptate. Mulțumesc tare mult, Simona, dar știi că mai era o chestiune în comunism. În comunism, sistemul funcționa. Adică veneau și te vaccinau pe la școală, unde erai, sau te chemau obligatoriu la dispensar, te duceau cu întreprinderea. Și mai era o chestie, nu prea puteai să refuzi. Vezi, azi poți să refuzi, da, ăsta e un lucru, și nici nu mai avem sisteme compatibile sau care să le concureze pe acela din punctul ăla de vedere. Acolo tovarășii veneau cu biciul, cu armele lor, cu tot ce știu așa, și acum tovarăși ne vaccinăm. Multora probabil că ori nu le convenea, ori nu auzeau, dar până la urmă se vaccinau. N-aveau ce să facă. Radu, salutare, bine ai venit la România în direct. Este un eșec sau un succes? Când vorbim de eșec sau de succes, trebuie întotdeauna să tragem o linie de fracție și să vedem pe cine avem la numitor, cu cine, la ce ne raportăm. Ok. Bun. Ne raportăm la poporul român, exact așa cum a spus dumneavoastră inițial, adică în preambul, în condițiile României este un eșec sau un succes. Ca cifră absolută este un eșec monstruos. Ca valoare relativă, adică raportat, relativ nu înseamnă aproximativ, ci linie de fracție supra poporul pe care îl avem, și aici nu vinovățesc poporul, avem o realitate geografică, istorică, politică, economică, culturală, eu zic că este un succes. Fii atent, deci ca doua, să nu ne ferim foarte tare de vorbe, stai un pic, tu zici așa, da. Prieteni, pentru un popor needucat și sărac, ăsta este un succes. N-am vrut să spun nici needucat, nici sărac, am spus contextul geografic istoric care a determinat poporului de vină. Deci eu vin de la Sibiu și ciobanul nu dă niciodată vina pe oi, nici măcar pe câini sau pe măgar. Tot ce se întâmplă, se întâmplă din vina ciobanului, care trebuie să se priceapă la ce conduce. Deci revin la guvern. Dacă eu spun că poporul e needucat, îi fac o vină poporului? Nu îi fac o vină. Nu, tocmai ți-am spus, da. Nu dau vina pe popor. Ok. Pe cioban. Revin. Guvernul este guvernul meu, eu fiind liberal. Guvernul și-a epuizat marja de urmare a credincioșilor versus predicator. Nici nu l-a căutat. Orice campanie făcută acum de către un membru al guvernului, de către medicii care au fost portavoce până acum, este toaca la urechea surdului, cum se spunea în satul bunicilor. Dom'le, știi ce e o mirare pentru... Cei care ar putea revitaliza, numai puțin, singurii care ar putea revitaliza cu succes, cu mare succes, toată această campanie uluitoare, care eu îi spun militară, pentru că avem un război cu pandemia, sunt partidele de opoziție care, bravo, dacă vor să-și demonstreze patriotismul, și patriotismul este suficient, ar trebui să iasă om cu om, primar cu primar, consilier cu consilier, împreună cu preoții care au făcut campanie pentru PSD, și să, să promoveze vaccinarea. Ascultă o secundă. Ce-ai premierea spus celor tu? Care, o singură frază. Premierea celor care se vaccinează, tombole și altele, sunt sinonime cu situația din sectorul întâi. Întâi să ne ia gunoiul, după aceea vedem, noi plătim oricât. Nu, al învăța, al nărăvi pe câine sau pe urs, este la fel cu populația. Ea trebuie să înțeleagă, iar momirea se face la pești. Uite, nu momim poporul. Ascultă-mă, în America am citit înainte de unul, revin. Deci, în America am o listă întreagă de guvernatori care dau tot felul de bani și beneficii. Deci, administrația Biden zice așa, că dă facilități fiscale pentru întreprinderile mici și mijlocii ca să le dea concedii celor care se vaccinează. Guvernatorul din Maryland dă $100 dacă se vaccinează, ofertă retroactivă. În Virginia de Vest, guvernatorul le oferă bonuri valorice de $100 în schimbul vaccinării populației între 16 și 35 de ani. Guvernatorul din New Jersey, aici mai sărăcie, le-a promis o bere gratuită, mă rog, tuturor celor de peste 21 de ani. Adică, nici poporul american bănuiesc că nu e momit. Oamenii caută soluții. Da, societatea americană este o societate profund tranzacțională și... Și? Să nu-i zicem altfel, și, în raport și poporul, cu banii, stai și puțin. Acordă, și acordă, dragul și acordă meu. Cetățenie sau drept de intrare
tuturor celor care asemeni ciprioților, dar ciprioții de nevoie, au un cont bancar de 2 milioane și atunci și Puiu Popoviciu poate să stea în Statele Unite. Dar, domnule, deci, la capitolul ăsta nu este un model. Noi nu suntem tranzacționali? Adică noi suntem din Europa, care avem un alt model de cultură pe care trebuie să-l promovăm. Da, e adevărat, dar avem o problemă. Avem, serios, că avem o problemă de viață și de moarte. Știu, eu sunt medic de familie, am vaccinat 75 până acum, pe ceilalți i-am lămurit. Vreau să spun că imensa majoritate a pacienturii mele este vaccinată, pentru că de 25 de ani promovez orice fel de vaccin. Iar oamenii mei au fost educați, mi-am educat, precum spuneam despre cioban. Radu, ai zis un lucru... Stăpânul de câine. Da. Îți mulțumesc tare mult și vreau să accentuez asupra unui lucru tare important pe care l-ai zis. În această campanie, în acest drum al nostru, societatea trebuie ajutată și de partidele de opoziție. Aceștia au mers la două capete, adică au luat beneficiile din chestiunea asta, că nu prea știu eu parlamentar de la PSD care să nu se fi vaccinat, da, sau să fi zis, bă, eu aici cu sănătatea, știți, o să decid. Dar, în schimb, n-au trimis toate mesajele corecte către public de-a lungul timpului. A fost o înșiruire grozavă, nu restricțiilor, nu măștilor. Țineți minte când ne luptam cu domnul Ciolacu să poarte și el o mască într-o sală de aia de conferință de presă? Toate aceste mesaje adunate la un moment dat duc către chestiunea asta. Ori un politician care, din motive de... Hai să trag eu un pic de capital politic, îi beștelesc pe ăștia de la PNL și de la USR că i-am prins, a greșit în această situație. Pentru că în schimbul acelui vot o să avem probleme mai târziu. Despre asta e vorba. Cât despre cei de la PNL, o să vă zic eu imediat, după ce auzim pe următorii ascultători, ce chestiune a mai făcut domnul Câțu, că și el e într-o campanie electorală. O să vedeți ce e interesant. Ciprian, salutare, bine ați venit la România în direct. Bună ziua! Bună. Eșec sau succes? Nu cred că privim negru sau alb, nu e problema. Întotdeauna natura are mecanismele ei prin care cumva rezolvă problemele. Și asta e o problemă în momentul de față. Există multe, multe puncte de vedere. Unele dintre ele spun că vaccina în timpul pandemiei este o eroare. Sunt, evident că sunt multe puncte de vedere, evident. Da. Sunt și fac și parte din domeniul medical, dar de multe ori te stau și analizez și mă gândesc dacă este corect sau nu. Până la urmă nu o să puteți spune că e succes sau insucces, n-ai cum. Vă spun un amalgam. Nu știu, stai o secundă, Ciprian, nu știu, te aud cu bătaia vântului, ești afară, nu? Acum. Da, ceva mai bine, nu știu ce se întâmplă, zici că ești afară, da. Da, să apară. Deci pe am trebuit văzută alb sau negru. Se va duce la imunitate de turmă prin diferite mijloace. Sunt multe persoane care, de exemplu, au mers să vaccineze și din curiozitate și-au făcut un test de dozare anticorp și au văzut că au fost bolnavi și habar n-au avut. Ei fac parte din numărul acela de oameni care s-au imunizat neștiind. Deci nu știm exact care e numărul de persoane imunizate prin această procedură de, de imunizare. Eu am citat, eu acum nu pot să mă lupt cu tine pe chestiuni medicale și nici ăsta n-a fost interesul meu astăzi, pentru că multe lucruri nu pot să le explic nici eu. Iar voi, am să vă rog să înțelegeți un lucru. Eu nu pot să cunosc toate lucrurile pe care le cunoașteți voi. Dar ieri am citit o analiză făcută de compania, de revista Forbes, împreună cu 5 experți în sănătate publică și epidemiologi, care spun că boala asta va rămâne aici mulți ani și că va fi ori mai mare, ori mai mică. Lumea se va adapta, organismul noastră se vor adapta. Dar vreau să vă întreb o chestiune. Deci părerea mea este că actul de vaccinare este un act personal, individual și nu trebuie nimeni forțat, nici măcar prin campanii media. Haideți să facem un exercițiu de imaginație și să presupunem că peste 2-3 ani vor apărea niște probleme post-vaccinare, mai ales la vaccinul acesta de nouă generație. Să presupunem. Care va fi situația? Adică cei care vin acum și se vaccinează, eu mă voi vaccina. Tu când introduci îndoiala asta...
când introduci îndoiala asta în capul oamenilor, jumătate de milion de oameni care te ascultă acum, exemplu, pe ce te bazezi? Eu mă bazez pe faptul că este primul vaccin din istoria omenirii care se aplică la om, de această tehnologie. Dar să știi că genetică. Variola, primul vaccin de variolă, tot primul din istoria omenirii a fost. Da. Și cel cu poliomielita, tot primul a fost. Din anul 80 născut. Eu atunci am primit un vaccin, primul din istoria omenirii, și mulți copii din generația mea ne-am îmbolnăvit. Am făcut o broncopneumonie foarte urâtă, era să nu mai fiu. Vedeți? A fost primul vaccin din istoria omenirii. Dar și eu l-am luat. Și i-am uscat și eu și mai mulți copii din generația respectivă. Nu știu, ți-am spus că dacă vrei să vorbim pe chestiuni medicale, nu pot să por discuția asta. Nu știu, știu exact la ce trebuie să de oameni. Nu, și în ce sens? Adică tu aici spui adică că eu aș avea parte de o incorrectitudine. Ceea ce dorește să facă. Da, dacă și... vrea să vaccineze sau nu. Dar să nu-i băgăm pe gât, să-l portăm prin domnule campanii media, vaccinează-te, eu mă voi vaccina. Lăsați oamenii să hotărească, să iau o decizie personală. Nu asta se întâmplă, oamenii hotărăsc, iar unii oameni le spun ce este bine și ce este rău. Adică, de ce ar trebui să vorbească... Dar de ce ar trebui să vorbească doar cei ca dumneavoastră? Ați auzit, lucrați în media, am auzit o campanie. Ce este, ce conține vaccinul? Vaccinul conține vacanță. Da. Cum dracu să conțină vaccinul vacanță, domnule? Păi, este o metaforă, vacanță. Adică e o metaforă. Păi este o metaforă îndreptată spre a influența poporul la un anumit fel de a gândi. Da, să se vaccineze, nu ăsta e scopul campaniei. Domnule, te vaccinezi dacă hotărăști dumneata personal să o faci. Există, este primul vaccin din istoria omenirii. Nu, asta explică fiecare doctor care ajunge acolo, e primul vaccin din istoria omenirii. Nu, de exemplu, omenirii. La mine, medicul de oamenii, ce mi-a spus? Da. Te vaccinezi, domnul doctor, mai aștept, vreau să văd așa ce se întâmplă. Semnează-mi că refuzi. Cum unde se semnează că refuzi, domnule? Stai un pic, dacă unde... Dacă nu e obligatoriu. Vă spun sincer, așa mi-a păi spus. Unde semnează că refuzi? Ce să semnezi că nu refuz dacă nu e obligatoriu? Păi unde lucrezi de ți s-a pus în vedere că e obligatoriu acest lucru? Domnule, am și un medic de familie ca și dumneavoastră, ca și oricare. Nu există, domnule, chestia asta. Nu pot să cred orice. Domnule, dacă spuneți meu acum... Ce semnează că refuzi? Unde? Nici măcar... Păi unde? Erai prins încolțit? Erai încolțit? Te-a dus la un colț de cameră? Și mi-a spus, ți-ai vaccinat, domnule? Refuz... Nu m-am vaccinat. Unde? Și lista aia, unde? Uite, zine și nouă medicul care ți-a cerut un document. Nu pot să fac acasă, nu. Da. Nu, uite, dă-ne un mesaj. Dă-ne un mesaj separat, în privat. Nu, să vă dau niciun mesaj. Este cuvântul cum? Meu, mi-apăr. Ce dar semnează? Incredibil. Am zis, da. Nu știu ce zineți că refuz. Nu, dar în fine. Deci asta, în fine. Omul trebuie să iau hotărâre personală. Este un act medical care îl privește personal și asta e tot. Deci nu trebuie să spunem că e succes sau insucces. Fiecare va lua o hotărâre și campania media trebuie să fie echilibrată. Am înțeles. Și care sunt avantajele și care sunt posibile dezavantaje. Dar cred că de exemplu, în anul 80, dacă nu eram vaccinat cu vaccinul respectiv, nu aș fi avut anumite probleme de sănătate pe care poate, după care și acum trag. Da, poate, este adevărat, mulțumesc tare mult, dar poate ai fi avut... Și nefericirea să te îmbolnăvești de poliomielită, na? Că bănuiesc că despre vaccinurile alea este vorba. Și apropo de poliomielită, stai, un vaccin care a salvat milioane de vieți și a oprit o epidemie pe care omenirea nu știa cum să o stăpânească în anii 50. Sigur că memoria noastră nu bate până acolo, dar e bine să vă uitați pe cifrele cu cazurile de poliomielită dinainte și după apariția acestui vaccin. Și la fel în ce privește variola. Că și ăsta a fost un moment de criză al omenirii care a durat, atenție, zeci, sute de ani până când am învățat să facem chestiunea asta. Cred că l-auzim pe Lucian, nu? Salut, Lucian! Salut, salut, Cătălin! Îmi pare bine că am reușit să intru și eu și am intrat după un domn care este, hai să spunem, un anti-vaccin sau o chestie de genul ăsta. Nu știu, consideră-l nehotărât, dar e dreptul lui să fie... Mai mult decât nehotărât. Ok, întrebarea ta era dacă este un eșec sau nu. Da. La ora asta putem vorbi că nu suntem la un eșec, dar acolo ne îndreptăm. Cam tot ce se numește politician în țara asta ar trebui să pună umăr de la umăr și să facă ceea ce făceau și în campaniile electorale. Să plece la oameni. Să dea o găleată. Să izolație. Nu contează. Ulei, găleată, făină, orice. Să le dea oamenilor
ca oamenii să se vaccineze, să stimuleze. În stilul nostru românesc, că la noi stimulatul nu merge, poate cu, dar... nu știu, vacanțe sau cu altceva. Să nu uităm că 45% din populația României se află în mediul rural. Să nu uităm că ne apropiem de 40% analfabet funcțional. Să nu uităm că sunt o mulțime de televiziuni, posturi de radio și presă online care fac o campanie împotrivă. A fost foarte interesant că unii dintre ei s-au repezit să ia bani de la guvern și tot așa, după care și-au văzut de lucrurile lor. Au luat și banii pentru campanie de restricție, după care au, cum să zic, s-au exprimat împotriva restricțiilor. Sigur, ar trebui tot ce se numește post de televiziune sau mass media, nu amendați, nu în bani, ci obligați să posteze, să difuzeze campanii de informare din 10 în 10 minute. Faceți din o greșeală din 5 în 5 minute, până ajungem exact ca pe timpul lui Ceaușescu. Nu este program, este mira. Nu e alt program decât campanii pentru vaccinare. Vă vorbește un om care s-a vaccinat. Am o lună de zile de la rapel. Mă simt mai mult decât ok. Părinții mei sunt peste 65 de ani. Nu ne-a crescut la niciunul, nici solzi și nici alte antene 5G. Dom'le, da, fii atent, ascultătorul nostru de mai devreme, Ciprian, cred că era, a pus o întrebare la care multă lume rezonează, da? Și ți-o adresez eu ție. Dom'le, hai să facem un mesaj, un exercițiu de imaginație, spune el. Dacă peste câțiva ani se întâmplă sau nu se întâmplă ceva cu tine, ce o să facem atunci? Să mergem înainte. Așa ce s-a întâmplat și când a fost, nu știu, bomba atomică, Hiroshima. Da, ce se poate întâmpla? Ok, trebuie să ne asumăm cu toții. Eu ca om, ca civil, da, persoană privată, mă duc și mă vaccinez pentru mine, pentru familia mea. Politicianul să-și asume această responsabilitate. Este un purtător de cuvânt. Are puterea de a decide. Au făcut legi contra justiției ani de zile și nu numai. Nu intrăm în subiect. Deci au asumat și niște măgării să-și asume și acest lucru care nu este o măgărie, este un lucru care este necesar. Toată lumea trebuie să-și asume acest lucru, Cătălin. Momentan nu suntem în faza de a spune că este un eșec. Este un trend de scădere, dar se pot face foarte multe. Dar este foarte bine că se organizează singurul și poate cel mai mare eveniment, da, artistic în toamnă. Și vor intra doar cei vaccinați. Foarte bine, același lucru se întâmple cu absolut tot ce se numește spectacol. Să dea voie vaccinați oamenilor. Și testați. Eu nu am înțeles de ce statul român nu folosește această pârghie, acest instrument al vaccinării pentru a crea, pentru a da ca un fel de premiu. El se folosește, dar după cum vezi, este o chestie care nu este utilizată la ora asta cu, ca să folosim un termen de șoferi, cu piciorul apăsat pe pedală la maxim. Este o chestie așa progresivă, nu știu, nu vor să sperie, nu vor să pierdă, nu vor să pierdă voturi. Pentru că uite-te că cifrele joacă împotriva științei. Dragul meu, eu sunt sigur că părerea mea, următoarele cuvinte, o au în cap mulți români. La ora asta nu mai contează votul. Cine pe cine votează. Acum este important ca toată lumea să meargă, să se vaccineze. Da. De ce să dăm mai departe vaccinul, să-l dăm, donăm, să-l vindem, să-l dăm Ucrainei sau să-l dăm Moldovei? Când noi aici avem oameni, sunt mulți de la țară care habar n-au de acest vaccin. Au auzit tot în penie la un post de televiziune și aia le-a rămas în cap. Eu, de exemplu, am avut probleme cu socrii să-i conving. Dar nu m-am lăsat o lună de zile până nu i-am convins. Și au ajuns și s-au vaccinat și sunt bine, mersi. De fapt, suntem această rețea cred că merge cel mai bine. Mulțumesc tare mult, Lucian. Spor la treabă. Haideți să vă spun ce au făcut politicienii, pentru că pentru mine asta, și astea sunt lucruri care au anumită relevanță. În luna februarie, început de martie acestui an, cât mai era Vlad Voiculescu acolo la Ministerul Sănătății, s-a filmat o campanie pro-vaccinare cu câteva vedete din România. Nu puține, domnul Rebenciuc, cred că Oana Pelea, Marian Godină, Micuțu, Exarhu, printre alții, mulți oameni de genul acesta, Adi Despot, au filmat câteva clipuri în care spuneau de atunci cât de bine ar fi ca unii oameni să se vaccineze. Sau de ce își doresc ei, de fapt. Ce alegeri fac ei. Irina Margareta Nistor mai era acolo. Campania nu a fost difuzată niciodată.
Ea a plecat cumva de la Ministerul Sănătății către guvern și a rămas acolo. Nu a fost difuzată. Lumea n-a văzut-o, n-a avut o comunicare, parte de o comunicare de genul ăsta. În schimb, câteva luni mai târziu, după, mă rog, ce a mai plecat Voiculescu și așa mai departe, l-am văzut pe domnul Câțu comunicând în această chestiune. Știți? Pentru că în această țară, domnul Câțu este mai celebru decât domnul Micuțu. Înțelegeți cum stau lucrurile? Adică un politician și-a închipuit că poate să transmită mai bine decât un cel mai cunoscut om de stand-up din țara asta un mesaj despre vaccinare. Așa merg lucrurile la noi, pentru mine e un semn de întrebare. Sau poate o să ne explice astăzi, că le-am pus niște întrebări la care bănuiesc că n-au răspuns încă, poate o să ne explice, băi, era proastă campania. E, dacă era proastă, era proastă. Dar am zis și eu ca idee așa. Știți că în materie de campanii totul e subiectiv. Da, Liviu, salutare! Ești la România în direct. Astăzi ne întrebăm dacă această campanie de vaccinare este un eșec sau un succes și dacă mai poate fi impulsionată. Mai e Liviu? E, dar trebuie să-l strigăm tare. Liviu? Nu, nu merge. Corina, salutare! Corina? Da, bună ziua! Salut! Ești imers. Poate ar fi bine să te oprești un pic și să ne auzim mai bine la telefon. Okay. Deci, din punctul meu de vedere, consider că este un câștig, deci o reușită și nu un eșec pentru nivelul educației de la noi din țară, din păcate. A fost o proastă informare, din punctul meu de vedere, n-a fost suficientă transparență și s-au suprapus cu câteva mesaje cumva confuze. S-a creat foarte multă confuzie din punctul meu de vedere. Nu prea s-a înțeles, nu este bun, pe cine afectează. Sigur că da, lumea nu a înțeles că se tatonează, se încearcă și că faptul că în fiecare zi se afla ceva nou era destul de necunoscut pentru toată lumea. Au crezut că se merge pe bâlbâială și că nu se știe și toți avem, tuturor ne este frică, nu? De necunoscut. Astfel încât și lipsa educației, lipsa propagării informației a dus cumva la așa numitul sau așa crezutul eșec. Dar pentru nivelul educației noastre, un nivel la care Google este alfabetul, nu? Deține alfabetul și toate informațiile, toți suntem pricepuți în tot și în toate, consider că nu a fost un eșec. Foarte interesant, deși acest mesaj revine. Ma, într-o societate, că nu vorbesc doar de România, asta e o chestie care se întâmplă peste tot, într-o societate divizată, cu accente populiste, în care diverse teorii circulă cu foarte mare rapiditate într-un sat global din ăsta, a reușit să vaccineze 30% din oameni, sau ca 30% din oameni să facă această alegere, este considerat un succes. Păi, care-i... Da. Te ascult. Care e următorul pas? Adică, bun, la vaccinare spui, domnule, uite, asta funcționează 30% dintre oameni. În curând o să ne punem singuri diagnostice, nu? Sau sunt praguri de necălcat? Dar să și întâmplă acest lucru. Pediatrii, nu? Să inventeze această problemă în care părinții își tratează copiii cum consideră ei. Uneori nici nu consideră necesar să se prezinte la medicul de familie sau la un pediatru. Ei știu ceea ce trebuie să facă. Trăim într-o... Eu așa consider, trăim într-o societate unde fiecare știe el cum trebuie. Dacă am ajuns să credem că în urma unui vaccin dat de Ministerul Sănătății, da, ne vor crește solzi sau... Cred că ne dăm seama care este nivelul acestei societăți. Și totul pleacă de la educație. Dar dacă educația, la toamnă, da? Dacă la toamnă, Corina, o să vină un nou val, mai mic, sper eu, că totuși am mai învățat câte ceva, nu? Și o să mai moară niște oameni, alții se vor îmbolnăvi, o să mai zici că e un succes sau nu? Din păcate consider că nu se va opri aici și eu cred că va urma un val, pentru că acum toți am scăpat la o așa zisă vacanță și îl contrazic pe antecedentul meu, nu? Pe domnul care a vorbit cred că cu două persoane înaintea mea. Nu-ți cere nimeni să semnezi că nu dorești, decât dacă ești internat în spital sau acolo trebuie să semnezi că nu dorești, nu accepti să ți se facă înainte de internare, nu? Și am un semn de îndoială asupra acelei afirmații, adică... Nu există să trăiască să semnezi. Iar faptul că nu te primește undeva, dacă nu ai vaccinul, din nou,
nu cred că există în proporție de 90%, deci prezinți testul, stai în carantină sau îți aduci dovada al vaccinului sau dacă vaccinării. Ai plăti, dacă s-ar plăti, cum încearcă alții, ar crește chestia asta? Ar crește rata? Da, categoric, pentru că noi vrem mereu ceea ce nu se poate. Ne trebuie să plătim pentru ceva. Tot ceea ce ne este oferit gratuit nu este apreciat. Nu, ți-aș da și bani în plus? Da, asta ar fi ideea. Asta zic, dacă ți s-ar da și bani în momentul în care ești vaccinat, 100 de lei, ar funcționa? Sigur că da. Da. Categoric. Trebuia să se facă o, să spunem așa, o confuzie de posibilități. Nu, nu-i vaccinăm pe toți sau nu-i vaccinăm pe toți acum. Nu este la discreție vaccinul. Doar dacă întrunești, doar dacă, atunci ar fi fost coadă. Nouă, ne place încă să stăm la coadă. Cum a fost în ianuarie, februarie. Mulțumesc tare mult. Când, știți dumneavoastră, cine a avut de vaccinat când aveam viteză la vaccinatul pe sub mână, da. Altă descoperire a lui Voiculescu. Bine că a plecat, domnule, că ia uite. Cine știe ce mai descoperea. Ne apropiem de final, auzim pe Cătălin. Salutare! Salutare, bună ziua, Cătălin, și la toată lumea care ne ascultă. Vis-a-vis de campania și de vaccinare eșuată sau neeșuată, da, cred că este eșuată, ținând cont că obiectivele care s-au fixat de către guvern nu se ating, adică și e cale lungă până a se ajunge acolo. În ceea ce privește stimularea persoanelor nehotărâte să ajungă la să-și facă vaccinul, eu nu cred în ea, nu cred că este o măsură bună. De ce? Pentru că pur și simplu dă apă la moară celor care susțin și vorbesc despre vaccin că avem fi efectiv un lucru rău și că vor să ne omoare pe toți și că au nevoie de sclavi și așa mai departe. Nimănui. Eu lucrez în vânzări. Ideea este că pe chestia asta eu văd cumva că s-ar vinde vaccinarea. Păi, și noi ar trebui să cumpărăm. Fii atent. Știi care e interesul public major în momentul acesta? Să încetezi cu această boală. Nu asta e, acesta e interesul public major. Corect. Este acest interes public major, oprirea bolii, mai sus de, cum să zic, chestiunea etică a cumpăratului populației? Ideea e că tuturor, toți oamenii pe planeta asta, nu ne place să facem cumpărături, ne place să avem, să achiziționăm, să cumpărăm. Mm-hmm. În schimb, urând din tot sufletul să ni se vândă. Și atunci creează o oarecare îndoială. Dacă tot se merge peste tot în lumea asta, toate guvernele lumii caută să cumpere efectiv pe fiecare cu un mic, cu 100 de dolari, cum este în America, că au mai mult, cu o bere în altă parte, deja persoanele care au ceva împotrivă și cred în teoria ale conspirației, vor zice, uite, vezi, vor să ne cumpere, vor să facem asta, vor să facă din noi cine știe ce și ce cu noi, cine știe ce în acel vaccin, de tot se insistă atât de mult. Cred că maniera în care ar trebui să se promoveze vaccinarea, unul la mână. Da, cu tot ce spunem că înseamnă informare, să fim bine informați, să vină să ne informeze, plusuri, minusuri, cred că asta, dar cu siguranță nu dând ceva. Este vorba despre sănătatea noastră, este vorba despre sănătatea copiilor noștri și genoselor care vor urma. Iar toate astea, dacă nu se întâmplă, cu siguranță economia va avea de suferit. Dacă economia are de suferit, o să ajungă oricum și la buzunarul, la mâncare din farfuria noastră pe care o vom avea, sau nu. Îți mulțumesc tare mult. Diseară, la 6:15, la Piața Victoriei, cu Alicia Cobescu, vine medicul Mihai Craiu. Puteți vorbi și trimite mesaje despre vaccinarea copiilor. Cine ia această decizie? Doctorul Craiu să vă explice în ce situații, cum, ce e bine, ce e rău. Și Viorica, salutare! Cred că o să pui concluziile. Bună. Salut! Da, doar concluziile exacte, s-au spus multe lucruri. Părerea mea este că trebuie să acceptăm că atâta poate populația României în acest moment. Neputința de a-și lua decizia consider că vine dintr-o lipsă de educație foarte mare.
Aș vrea să punctez că fiecare vaccin sau medicament sau orice altceva a fost la un moment dat, a avut la un moment dat un prima dată și cu toate astea au fost utilizate cu succes, așa încât nu consider că este un argument împotriva vaccinului faptul că este ceva nou. Asta este soluția în acest moment. Consider că dacă vaccinul nu ar fi fost atât de ușor de găsit în România și guvernanții, cred că aici un pic au greșit ca strategie, nu trebuia să fie așa la orice oră, oricând, oricum te poți vaccina, trebuiau să mențină un pic ideea că nu e pentru toată lumea și atunci posibil să fie avut un pic mai mult succes. Consider că relaxarea actuală este mult prea mare, oamenii nu mai respectă nimic absolut și degeaba le mai spui acum că n-or să creadă. Cred că numărul redus de cazuri cu care ne confruntăm în acest moment vine probabil dintr-o imunizare prin boală, printr-un număr mult mai mare de infecții decât cele care au fost declarate. Și de asemenea nu aș plăti, deci absolut, eu sunt medic de profesie, deci nu aș da nimic, știu. Am susținut de la bun început, știu, că asta ar avea la succes. Voi e o discuție în breasla voastră, să spunem, e o discuție etică foarte importantă, eu am bagatelizat-o astăzi, da. Deci eu nu le-aș da nimic, dar aș face în mediul rural, aș fi făcut asta mai de mult în mediul rural, să fi mers exact ca și cu caravana din coartă, Viorica, în coartă și să fi vaccinat. Mulțumesc tare mult. Știu că mai erau multe de spus, dar astăzi chiar nu mai am timp. Te invit să ne mai auzim pe subiectul ăsta. Mă uit, prieteni, aici România 43%, Ungaria 95% cu prima doză și zic așa pentru mulți dintre noi, oare chiar suntem mai prejos de vecinii noștri ungari? Știu că asta atinge pe mulți la inimă. Sunt Cătălin Striblea, spor la treabă. Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.